religioasă nouă, nu, ci este vorba de o viață nouă, de o trăire nouă. Right now you're going to receive eternal life through Jesus Christ our Lord. Viață veșnică în numele Domnului Iisus, prin Domnul Iisus. Amen. Amin. Amen. Amin. Okay, look at me, I need your attention. Priviți-mă, vă rog, am nevoie de atenția dumneavoastră. I now want to lead you in this prayer of salvation. Vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră în rugăciunea mântuirii. What you do now, what I did many years ago, I stood just like you, receiving Jesus as my Savior. Today is your great day. Ce faceți dumneavoastră acum? Am făcut eu cu mulți ani în urmă, când am stat în picioare și l-am primit pe Domnul Iisus. Astăzi voi îl primiți pe Domnul Iisus ca și mine. Astăzi e ziua cea măreață voastră. This is not a complicated thing. Lucrul acesta nu e un lucru complicat. The Bible says, whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Biblia zice, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. We will now call upon the name of the Lord Jesus. Acum chemăm numele Domnului Iisus Hristos. And then Jesus will keep his word and you will be saved. Știm că Domnul Iisus își ține cuvântul și dumneavoastră veți fi mântuiți. No doubt. Fără îndoială. I believe it. Cred. It happened to me. It will happen to you. Ceea ce se întâmplă, ce vi se întâmplă dumneavoastră. I want you, when you repeat this prayer after me in a moment. Vă rog, într-un moment, să repetați după mine rugăciunea. I want you to involve your whole heart. Implicați-vă în rugăciune întreagă inima. God does not really look on your lips, he looks on your heart. Dumnezeu nu se uită la buzele dumneavoastră, ci se uită la inima dumneavoastră. Just cry to him from the bottom of your heart when you repeat these words. Strigați, plângeți înaintea lui din adâncul inimii dumneavoastră în timp ce ne rugăm. I'm asking all of God's people to stand, please. Vă rog, cei de la tribună, cu toți să vă ridicați în picioare. Because this is a most holy moment. Pentru că acesta este cel mai sfânt moment. And și I'm asking all of you here to also repeat this prayer in support of those who pray it here in front. Vă rog, toți cei prezenți de la tribună, să rostiți împreună cu mine rugăciunea aceasta de mântuire, care suportă rugăciunea preaiubiților noștri care se predau Domnului. Please close your eyes and lift your hands to heaven. Vă rog să închideți ochii și să vă ridicați mâinile spre cer. And repeat this prayer after my interpreter. Și să repetați rugăciunea după traducătorul meu. Say, dear Lord Jesus Christ. Scumpe Doamne Iisuse, scumpe Doamne Iisuse. I confess my sins to you. Ție îmi mărturisesc păcatele. Ție îmi mărturisesc păcatele. I need cleansing from sin. Am nevoie de curățire de păcate. Am nevoie de curățire de păcate. I heard your word. Am auzit cuvântul tău. Am auzit cuvântul tău. I believe your word. Eu cred cuvântul tău. Eu cred cuvântul tău. I call upon your name. Și chem numele tău. Și chem numele tău. Jesus Christ. Doamne Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase. Son of God. Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Save me now. Mântuiește-mă acum. Mântuiește-mă acum. Wash me from all my sins. Spală-mă de toate păcatele mele. Spală-mă de toate păcatele mele. Come into my heart, Lord Jesus. Vino în inima mea, Doamne Iisuse. Vino în inima mea, Doamne Iisuse. I put my faith alone in you. Eu îmi pun credința mea în tine singurul. Eu îmi pun credința mea în tine singurul. I believe with my heart. Eu cred din toată inima mea. Din toată inima mea. What I now speak with my mouth. Ceea ce rostesc acum cu gura.
ceea ce rostesc acum cu gura. Jesus is now my savior. Isus este mântuitorul meu. Isus este mântuitorul meu. I am totally washed from all my sins. Eu sunt spălat în întregime de toate păcatele mele. Eu sunt spălat în întregime de toate păcatele mele. With the precious blood of Jesus. Cu sângele prețios al Domnului Isus, cu sângele prețios al Domnului Isus. And now, Lord Jesus. Și acum, Doamne Iisuse. Și acum, Doamne Iisuse. Mark me with your precious blood. Însemnează-mă cu sângele tău cel prețios. Însemnează-mă cu sângele tău cel prețios. Mark my ear, my hand, my foot. Marchează-mi urechea, marchează-mi mâna și piciorul. Marchează-mi urechea, mâna și piciorul. I am safe and secure in your almighty hands. În mâinile tale atotputernice, eu sunt în siguranță. În mâinile tale atotputernice, eu sunt în siguranță. I believe it. Eu cred. Eu cred. I receive it. Eu primesc, eu primesc. In the precious name of Jesus. În numele prețios al Domnului Isus, în numele prețios al Domnului Isus. Amen. Amin. Amin. And amen. Aleluia. And amen. Aleluia. 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 Praise God. Hallelujah. I want everyone to lift their hands. I'm going to bless you. Vă rog toți să vă ridicați mâinile. Vreau să rostesc binecuvântarea peste dumneavoastră. Lord, I want to thank you that every curse is now broken in the name of Jesus. Că orice blestem este nimicit în numele Domnului Isus. Every curse is broken in the name of Jesus. În numele Domnului Isus, fiecare blestem este zdrobit. No evil spirit can touch you in the name of Jesus. În numele Domnului Isus, niciun duh străin nu se poate atinge de dumneavoastră. I break every chain in the name of Jesus. În numele Domnului Isus, rup orice cătușă. I break every evil habit in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus, zdrobesc orice obicei străin, murdar. Every addiction, every compulsion is now broken in the name of Jesus. Și orice dependență de ceea ce este rău, zdrobesc în numele Domnului Iisus. And now I put the blessing of Jesus on your head and on your home and on your family. I bless you in the name of Jesus. Proclam binecuvântarea cerească peste fiecare dintre dumneavoastră de aici și asupra familiilor dumneavoastră, binecuvântare în numele Domnului Isus. The Holy Spirit is here and he is touching everybody. Și se atinge de noi, prea iubiți. The Holy Spirit is touching you. Duhul Sfânt se atinge de noi. I bless you, I bless you, I bless you, I bless you. I bless you, I bless you, I bless you, I bless you, I bless you. I bless you in the name of Jesus. I bless you. I bless you, I bless you, I bless you in the name of Jesus. În numele Domnului Isus. Shout hallelujah! Strigați aleluia! Amen. Hallelujah. All of you who have come forward to receive Jesus into their hearts and lives. Toți cei dintre dumneavoastră care ați venit în fața aici ca să-l primiți pe Domnul Iisus în inima dumneavoastră. I have a personal gift from myself for you. Pentru dumneavoastră am un dar personal pentru fiecare dintre dumneavoastră, un cadou. This book is going to be my gift to you. Cărticica aceasta este cadoul meu pentru dumneavoastră. It's called Now That You Are Saved. Este intitulată Acum Că Ești Mântuit.
It will explain to you exactly what has happened now and the next steps you need to take. Vă va explica încă o dată în detaliu ce s-a întâmplat cu dumneavoastră în seara aceasta și de asemenea vă va arăta treptele pe care urmează să le urcați. Now the first part of this meeting, only the first part is now finished. Deci prima parte a întrunirii noastre din seara aceasta a luat sfârșit. In 5 minutes I will come back and I'm going to pray for the sick and the power of God is going to shake this place. Vreau să înțelegeți că peste 5 minute mă întorc înapoi să mă rog pentru cei bolnavi și puterea lui Dumnezeu va cutremura locul acesta. Are you all ready? Sunteți gata? Amen. Amin. Praise God. Praise God. Proslăvit să fie Dumnezeu. I understand here are some who want to receive the baptism into the Holy Spirit. Am înțeles că sunt printre dumneavoastră unii care ar dori să fie botezați cu Duhul Sfânt.
How many of you want that fire? Câți dintre voi vreți focul botezului cu Duhul Sfânt? The Holy Spirit and lift your hand. I want to pray for you first. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. În vreme ce era un odaie de sus, a venit ca vâjuit un vânt puternic. They were all filled with the Holy Spirit. Peste fiecare dintre ei și ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Now, this gift you do not get from a preacher and you do not get from Bonke. Vreau să înțelegeți că darul Duhului Sfânt nu-l primiți de la Bonke și nici de la predicator. Jesus alone is the giver of this gift. Singur Duhul, Domnul Iisus, dă darul Duhului Sfânt. In Matthew 3:11, John the Baptist said, He, Jesus, is the baptizer into the Holy Spirit and fire. În Matei 3:11, Ioan Botezătorul a zis, El, adică Domnul Iisus Hristos, vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. It's not a complicated thing. You receive a gift. It's not earned. It is a gift. And a gift is not earned. Nu e un lucru complicat. Atunci când primești un cadou, nu e ceva ce ai câștigat tu, pentru că cadoul îl primești pe gratis. Nu l-ai câștigat. All of you who want to receive this wonderful gift from heaven, toți, that fire of the Holy Spirit, lift your hands. We are going to worship Jesus just for a few moments and after that I will pray for the sick. Cei ce doriți botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu focul divin, vă rog să ridicați o mână sus și după momentele rugăciunii vom trece la cei bolnavi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I want you to raise your voices. Ridicați-vă vocile. And worship Jesus. Și închinați-vă, lăudați-l pe Domnul Iisus. And just let Jesus hear your voice, please. Oh, Domnul Iisus să vă audă vocile dumneavoastră, ale tuturora, glasurile voastre. Aleluia. Lord Jesus, I thank you that your word is true. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că cuvântul tău este adevărat. You are the baptizer into the Holy Spirit and fire. Tu ești botezătorul cu Duhul Sfânt și cu foc. You have put this deep longing into so many hearts here. Tu ești acela care a rânduit ca prea iubiții noștri așa de mult să vină aici să se predea ție. And I pray that each and every one may now receive that gift from you. Și mă rog, Tată, ca prin Domnul Iisus fiecare dintre aceștia prezenți, doritori, să primească darul Duhului Sfânt de la tine. Receive the baptism into the Holy Spirit now. Primiți botezul cu Duhul Sfânt acum. Now. Acum. Now. Acum. Now. Acum. Sharabaka si korobobosariantalalabasa. Oh, shianalabasi. Lord, I pray from the bottom of my heart. Hallelujah. Let that river of fire flow through the stadium now. Oh, fluvia acela de foc să curgă printre noi. Receive the fire of the Holy Spirit. Focul Duhului Sfânt. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. Amen. Hallelujah. I wish I had much more time, but I want now to pray for the sick. Preoților, normal că aș dori să am mult mai mult timp să mă rog cu dumneavoastră, dar trebuie să ne apropiem de cei bolnavi. I want to ask a question. Put your hands down, please. Vă rog, lăsați mâinile jos. Yesterday we already prayed for the sick. Ieri deja ne-am rugat pentru cei bolnavi. And we saw many wonderful healings take place. Și am văzut multe minuni de vindecare având loc aici. And we heard some wonderful testimonies. Și am auzit câteva mărturii minunate. I want to ask you a question. How many of you received a healing from Jesus yesterday? Wave your hand. Câți dintre voi ați fost vindecați de Domnul Iisus Hristos aseară? If you received a healing from Jesus yesterday, wave your hand. Wave your hand. Aseară ați primit vindecare din partea Domnului, ridicați mâna sus, mișcați-vă mâna stânga în dreapta. So many, so many, so așa many, mulți, so așa many, mulți, so many. Așa de mulți, așa oh, de mulți. Hallelujah! Hallelujah! I pray that everybody else will be healed tonight. Mă rog ca toți cei ce așteaptă vindecarea să o primească în seara aceasta. Hallelujah! Hallelujah! That is not impossible. Nu e un lucru imposibil, nu e cu neputință, preoți. It is possible. E cu putință. All things are possible with God. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Those of you who received the evidence of your healing already yesterday. Cei dintre dumneavoastră care ați primit evidența vindecării aseară. And you have not yet given your testimony. Și încă n-ați venit aici pe platformă să mărturisiți vindecarea.
I am asking you to come forward already now, even while I speak. Vă rog, cât timp ce vorbesc, să veniți aici la platformă, cei ce ați fost vindecați aseară. I want you to come forward right here to this side, right here. Vă rog să veniți chiar aici la colțul platformei. We are going to save some time afterwards. Și avem de spus ceva după aceea. Don't be shy, give the glory to God. Oh, să nu vă fie rușine, dați toată slava lui Dumnezeu. Amen. Amin. Did you understand what I said? Înțelegeți ce am zis? Wave your hand if you understood. Dacă ați înțeles, mișcați-vă, vă rog, mâna. Those of you who have the evidence of their healing, the evidence. Cei dintre dumneavoastră care aveți cu dumneavoastră dovada, evidența vindecării, veniți aici, vă rog. Please come to this side. Vă rog să veniți la partea mea stângă. Please come to this side. Veniți în stânga mea. Amen. Amin. I'm not going to preach again. Nu mai este timp ca but să I must predic, read the scripture. Dar totuși trebuie să citesc Sfânta Scriptură. I must read a scripture. Trebuie să citesc un text. Isaiah 53. În Isaia, capitolul 53. It's one of my favorites. Este textul favorit al meu în Sfânta Scriptură. Verses 4 and 5. Versetul 4 și versetul 5. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre